Indicat și de către conducerea Consiliului Județean, drept unul dintre vinovații principali pentru situația incredibilă de la DGASPC, directorul Adrian Vintilescu a decis să își înainteze demisia din funcție. Da, domnul director Vintilescu și-a înaintat demisia din motive personale. Motive personale și de sănătate, înțelegem. Bine, și motivele de sănătate sunt tot motive personale, că sigur că da, bine. Decizia este... Actul de emisie este un act unilateral. Eu l-am respectat, i-am aprobat-o. În cererea sa de încetare a mandatului de director, Vintilescu a invocat motive personale și de sănătate, ceea ce înseamnă că oficial nu și-ar asuma vreo vină în tot acest scandal. Președintele Consiliului Județean susține că ancheta pe care a dispus-o nu se oprește aici. Odată cu demisia lui Vintilescu, vor fi și alți funcționari care vor răspunde pentru cele întâmplate. Comisia care... am dispus să verifice activitatea în acest sens în cadrul direcției și va continua activitatea începând de astăzi și în câteva zile vedem ce și cum, ce s-a întâmplat acolo și încă o dată mă repet, asta nu înseamnă că dacă domnul director și-a dat demisia, am pus punct și vedem ce vom face mai departe. Toată lumea, dacă într-un fel sau altul se va face vinovată, bineînțeles că va suporta consecințele de rigoare. Important este să găsim o soluție ca acei copii care sunt în situația în care sunt, mă refer, din cauza problemelor care s-au iscat, să poată să-și continuă școala. Până la numirea unui nou responsabil, atribuțiile de director al DGASPC au fost preluate de ajunctul Ștefan David. O să agreez pe cineva care... are experiență în acest domeniu, care a mai lucrat în acest domeniu și să aibă experiență managerială în acest domeniu. Comisia specială dispusă în acest caz de președintele Consiliului Județean va putea emite primele concluzii până la sfârșitul săptămânii. Totul a pornit de la un raport al Camerei de Conturi Buzău, prin care se reclama cheltuirea ilegală a peste 6,5 milioane de lei cu plata a 65 de copii proveniți din alte județe, dar care învață la unități din județul nostru. Responsabilii de DGASPC au decis, fără acordul părinților, să facă demersuri pentru plasament minorilor în regim de urgență.